Exercițiile de dicție cu dificultate progresivă, dozarea respirației, jocuri de au ca țintă socializarea și simțul echipei sunt doar câteva din antrenamentele de care au avut parte fetele care vor să fie prezentatoare TV. Fetele au trecut cu bine peste ele și au scăpat de emoțiile de la primele ore. Unele și-au propus încă de la început să scape de timiditate și chiar au reușit. Am făcut exerciții de dicție, exerciții de respirație și bineînțeles că am început cu ușor, dar au devenit din ce în ce mai grele, ne-au ridicat un grad de dificultate foarte ridicat au avut exercițiile, însă ne chinuim și muncim ca să facem totul cât mai bine. Exercițiile au fost destul de grele, una dintre ele, bineînțeles că am trecut cu bine, adică cel puțin am învățat din ele și încă continuăm să învățăm din ele. Cum a fost la prima oră și cum este acum, după câteva ore, după ce ai exersat? A fost destul de greu, adică au fost și emoții, dar acum este bine, pentru că ne-am obișnuit unii cu alții, ne-am și cunoscut. Exercițiile de respirație sunt esențiale, pentru că altfel nu ai putea să faci exerciții de dicție. Trebuie să înveți cum să-ți controlezi respirația pentru a putea face mai târziu exerciții de dicție corecte. Ce calități trebuie să aibă o prezentatoare? Trebuie să fie sigură pe ea și să știe tot timpul despre ce este vorba și să fie informată. Ți se par credibile cele de la televizor? Nu toate. La cursul la TVDR am învățat cum trebuie să accentuăm anumite cuvinte foarte importante dintr-o știre, când să facem o pauză mai mică la virgulă sau o pauză mai mare la punct. Am vrut să capăt o experiență, să învăț cât mai multe lucruri despre televiziune și despre prezentare. În principal, am făcut și reporterie, bineînțeles, cu tine, veteran chiar. Și acum m-am alăturat fetelor de la atelierul de televiziune, alături de Delia Rumnicianu, care m-a invitat să vin aici. ATVDR este un proiect ce are drept țintă crearea unor premize ce au rolul de a înlesni accesul tinerilor către tainele televiziunii. În primul rând și înainte de toate vreau să spun, Denisa, că televiziunea este fascinantă. Nu este ceea ce pare, dar este fascinantă. Cel puțin dacă stai acasă și privești la televizor pe diferite posturi de televiziune, realizezi că este o lume plină de mister pe de o parte, plină de atracție. Toate fetele își doresc să fie prezentatoare. Nu este ușor. Cele mai multe reușesc să fie cititoare de prompter. Sloganul nostru la ATVDR este că noi nu te învățăm să fii cititor de prompter, noi te învățăm să fii prezentator. Trebuie să te implici, să fii foarte bine documentat, trebuie să știi cum se fabrică o știre, acel how it's made este foarte important, trebuie mai presus de toate să fii obiectivă prin atitudine, prin mimică, prin gestică. Tot ceea ce ține de acea comunicare verbală, non-verbală și paraverbală este extrem de important la un prezentator de știri. Tot ceea ce simțim noi atunci când rostim un intro, trebuie să simtă și telespectatorul, trebuie să-l fac pe acel telespectator să nu schimbe canalul. Diferența dintre un cititor de prompter și un crainic TV este enormă, tocmai de aceea ATVDR îi învață pe tineri și cum se fabrică o știre. S-a încheiat partea teoretică a atelierului, fetele așteaptă cu nerăbdare practica în televiziune.